Că vei trebui. O victorie muncită sau norocoasă, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele minute? Muncită. Muncită, dar și forma bună a lui Durbozoanca a făcut asta să mergem cu cele trei puncte, pentru că a avut două intervenții de excepție. Dar am avut atitudine, dorință de a câștiga, o echipă, zic eu, foarte bine organizată, dar am întâlnit și un adversar foarte bine pregătit. Puternic, la fel, duelurile 1-1 au reușit de multe ori într-adevăr să le câștige, dar până la urmă aici se vede valoarea echipei, valoarea jucătorilor, chiar și în astfel de momente, când nu joci foarte bine, să și câștigi. Și ați văzut ce înseamnă un jucător de excepție, cum este Gavra, o jumătate de ocazie și te execută imediat. Se vede promovarea în anul centenarului, sunteți la două puncte de lider acum. Noi suntem o echipă puternică, un club foarte puternic, cu o infrastructură foarte bine pusă la punct, un club de tradiție care consider că trebuie să joace în Liga 1. Suporteri foarte mulți, un buget asigurat, iar Liga 1 are nevoie de astfel de echipe ca și Universitatea Cluj și noi sperăm că anul acesta să ne îndeplinim acest obiectiv. V-ați adus și un antrenor cu un nume greu în fotbalul românesc. Cum decurge colaborarea cu el? Nu avem decât să fim atenți și să învățăm foarte multe lucruri de la el, pentru că este un om cu multă experiență în fotbalul de mare performanță. A jucat în Olanda, a jucat în Italia, da, echipe și cluburi foarte importante, cu foarte mulți sau antrenori foarte valoroși. A avut de unde să învețe, a acumulat această experiență, sigur nu are experiență ca antrenor, dar sunt aici să-l ajut, să-l sprijin, pentru că eu personal am mare încredere în Bogdan Lobonț și este un mare câștig pentru Universitatea care a reușit să-l aducem la echipă. N-a fost ușor. N-a fost ușor. Dar, până la urmă, ce înseamnă orașul Cluj, ce înseamnă această echipă de tradiție cu suporteri, la fel și infrastructura, stadion și așa mai departe, prin toate aceste lucruri am reușit să-l conving să vină la universitate. N-a putut să stea liniștit nici astăzi, a strigat la băieți din tribună. El este de 3-4 săptămâni, este... Sigur, nu-i prezent, dar este cel care coordonează din spate toată activitatea noastră și, repet încă o dată, avem cu toții de învățat. Mulțumesc mult de tot!